Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii februarie pentru zodia Balanță. După cum v-am obișnuit, în taroscopul lunar îmbin analiza astrologică, horoscopul și divinația intuitivă cu astrozaruri, cărți de tarot și cărți oracol pentru a vă da o analiză cât mai completă și cât mai detaliată pentru luna care vine. Dacă vreți să urmăriți doar o rubrică anume, aveți în descriere momentul de timp la care începe fiecare rubrică în parte. În analiza astrologică a lunii februarie, vă prezint cele mai importante evenimente astrale, precum și modul în care aceste conversații planetare ne influențează pe noi la nivel global ca și societate. În partea de horoscop, vă dau interpretarea specifică pentru zodia voastră și modul în care aceste evenimente astrale poate să vă influențeze la nivel personal. Iar la final, cu tehnicile de divinație intuitivă, adaug un strat suplimentar de simboluri și subînțelesuri, astfel încât fiecare dintre voi să aibă ghidarea intuitivă necesară pentru a lua cele mai bune decizii pe cont propriu în luna februarie. Astrozarurile fac legătura între astrologie și tarot și ne dau energia generală a lunii. Cărțile de tarot merg mai în detaliu și ne uităm pe cele trei etape ale lunii, prima parte, mijlocul lunii și ultima parte, iar la final, cărțile oracol ne dau un gând frumos ca să finalizăm tot acest video pe o temă pozitivă. Și acum hai să începem cu analiza celor mai importante evenimente astrologice ale lunii februarie și să vedem ce pot să ne aducă acestea în plan global, social, pentru toată lumea. Luna februarie va fi una foarte încărcată din punct de vedere astrologic. Încă din prima zi a lunii, din 1 februarie, avem două evenimente astrale importante. La ora prânzului, Soarele face aspect tensionat de cuadratură cu Marte, urmat de intrarea planetei Venus în Vărsător în jurul orei 4, ora României. Cuadratura Soare-Marte poate să ne aducă la nivel global o escalare a tensiunilor între liderii politici ai lumii, între formatorii de opinie ai societății noastre. În zonele tensionate de pe glob putem să vedem o escalare a conflictelor armate, conversații tensionate și chiar posibile invazii armate în încercarea de a câștiga teritorii noi. În țările care nu au conflicte armate în desfășurare, această cuadratură poate să se manifeste prin confruntări, discordanță și posibile certuri între politicienii țărilor respective. Intrarea planetei Venus în Vărsător, micul benefic în zodia societății, a globalizării, a tehnologiei și a viitorului, va aduce pentru următoarele 25 de zile schimbări în domeniul modei, a tendințelor de frumusețe, machiaj, coafură, îmbrăcăminte, încălțăminte, design de interior, arhitectură și arte de orice fel. O să vedeți o mai mare apropiere față de tehnologie și de viitor. Culorile în trend vor fi puternice, țipătoare, fosforescente. Pentru următoarele 25 de zile revin la modă tunsorile drepte, angulare, foarte curate și îngrijite. O să vedeți în trending tot mai multe opere de artă computerizate, digitalizate. În arhitectură și design de interior o să se pună accentul pe iluminat artificial, accente de lumină cu bandă de LED-uri sau cu neoane. Pentru aceia dintre voi care nu sunt dispuși să schimbe 100% garderoba pentru o tendință care o să dureze la urma urmei doar 25 de zile sau care nu sunteți dispuși să vă reorganizați întreg designul interior al casei doar ca să-l modificați la finalul lunii februarie încă o dată, dar totuși vreți să fiți în tendințe, vă recomand mici accente de culoare pe paleta Vărsătorului în culori fosforescente, paleta de gri metalizat și albastru, cum ar fi o manicură cu niște culori mai ieșite din comun sau la nivel de design interior puteți să optați doar pentru schimbarea draperiilor sau a pernelor cu care vă decorați canapeaua în culorile tipice lui Venus în Vărsător. Pe 5 februarie la ora
15 și 43 de minute, Soarele face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Va fi un moment pozitiv, mai ales pentru zodiile Vărsător, Gemeni, Săgetător, Balanță, Leu și Berbec, dar și celelalte zodii pot să beneficieze de acest aspect pozitiv, de această conversație frumoasă, ușoară și de susținere între Soare și cele două noduri karmice al destinului și al karmei. La nivel global, o să observăm în jurul acestei zile mai multe discuții referitoare la modul în care vom proceda de acum înainte cu educația, atât cu educația primară cât și cu cea universitară, la modul în care putem să susținem și să ajutăm industriile care au fost grav afectate de această pandemie din 2020, în special discuții referitoare la industria aeronautică și la transporturi în general. Călătoriile pe scurtă și lungă durată vor fi foarte bine aspectate în această zi de 5 februarie. Pe 6 februarie avem iar două evenimente astrale importante. În cursul dimineții, în jurul orei 9, Venus, micul benefic, se întâlnește cu Saturn, marele malefic, dar și profesorul strict, dur al zodiacului. Imediat după prânz, la ora 13 și 42 de minute, Venus comunică de această dată un aspect de sextil cu Chiron, celălalt profesor al zodiacului. Vedem astfel că în această zi, de 6 februarie, Venus, micul benefic, comunică cu cei doi profesori ai astrologiei. Saturn, cel strict, impenetrabil, care ține foarte mult la respectarea regulilor, și Chiron, centaurul care s-a ocupat de educația eroilor din mitologia greacă. Prin urmare, această zi de 6 februarie va fi foarte importantă pentru domeniul educației. E posibil să vedem la nivel global un mai mare accent pus pe această zonă de educație care a fost grav impactată de pandemia anului 2020. Conjuncția Venus-Saturn va încerca să impună reguli mai stricte, să legifereze clar modul în care această educație online ar trebui să se întâmple, în timp ce sextilul Venus-Chiron ne arată că aceste noi reguli vor fi benefice, vor ajuta la o mai bună desfășurare a învățământului online, vor repara o parte din greșelile din trecut și îi vor ajuta atât pe profesori cât și pe elevi de acum înainte. În 7 februarie, la ora 5 și 32 de minute dimineața, Venus face aspect tensionat de quadratură cu Uranus. Micul benefic în domiciliul lui Uranus și Uranus în domiciliul lui Venus. Acest aspect de receptivitate dublă pe care l-au cele două planete va ușura puțin din tensiunea discursului pe care îl au în această zi. La nivel global, este posibil să vedem opere de artă ieșite din comun care atrag atenția asupra dezechilibrelor sociale, asupra problemelor mondiale de care ne lovim la momentul actual. Pe 8 februarie, la ora 15 și 47 de minute, Soarele se întâlnește în aspect de conjuncție cu Mercur, de data aceasta în mișcare retrogradă. Aici e posibil, pentru o parte dintre noi, să se reia anumite teme, anumite idei, discuții, conversații avute în ultima săptămână din luna ianuarie, când Soarele s-a întâlnit cu Mercur în mișcare directă. În 9 februarie, la ora 13, Saturn face aspect de sextil cu Chiron și finalizează anumite evenimente, discuții, acțiuni începute pe 6 ianuarie, când Venus s-a întâlnit cu Saturn și apoi a făcut aspect de sextil cu Chiron. Aici o să revină iarăși în centrul atenției temele legate de educație, de învățământ, de modul în care putem ajuta atât profesorii cât și elevii să traverseze mai bine această perioadă. În 10 februarie, la ora 14 și 15 minute, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Marte. La nivel global, o să avem parte de discuții foarte tensionate, de o escaladare a conflictelor. E posibil să vedem oameni politici, formatori de opinie, care ies pe scena publică și transmit mesaje încărcate de tensiune, mesaje menite să răscolească emoțiile și sentimentele publicului larg. Ziua de 11 februarie va fi pe departe cea mai importantă din această lună.
Aici avem 4 evenimente astrale foarte importante. În jurul prânzului, Mercur face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. La ora 14:59 de minute, Venus se întâlnește în conjuncție cu Jupiter, urmat la doar 2 ore distanță de o cuadratură între Venus și Lilith. Și nu în ultimul rând, spre finalul zilei, la ora 21:05 minute, avem faza de lună nouă în Vărsător, luna nouă care marchează finalul anului chinezesc. Luna nouă în Vărsător este momentul în care noi putem să inițiem orice schimbare dorim să vedem la nivel global. Niciun vis nu este prea mic, niciun țel nu este imposibil de atins. Mai ales ținând cont de faptul că această lună nouă este susținută de aspectele pozitive pe care Mercur le face atât cu nodul destinului cât și cu nodul karmic și de conjuncția celor doi benefici, Venus și Jupiter. Tensiunea dintre cele două planete feminine, Venus și Lilith, dintre cele două arhetipuri de feminitate, ne arată că femeile sunt cele mai în măsură să inițieze aceste schimbări, să pornească aceste discuții necesare pentru a obține pacea la nivel mondial, pentru a îi ajuta pe cei mai oprimați și suprimați din societatea noastră. În 12 februarie, la miezul nopții, începe anul nou chinezesc, anul bivolului de metal, urmat doar 19 minute mai târziu de cuadratura dintre Jupiter și Lilith. Anul bivolului de metal va fi unul foarte bun pentru toți cei care își doresc să avanseze în carieră, să facă investiții imobiliare sau să se căsătorească. În acest an nu trebuie să vă așteptați la rezultate foarte rapide, ci la rezultate de durată. Va fi mult de muncă, dar cei care sunt dispuși să depună acest efort vor beneficia și de rezultatele pe care bivolul de metal le promite. Quadraturile pe care Venus și Jupiter le fac către Lilith la începutul acestui nou an chinezesc ne arată că în următoarele 12 luni o să avem din ce în ce mai multe femei în poziții de conducere, în cele mai importante corporații mondiale, vom avea tot mai multe femei în poziții de conducere în politică, la nivel global. Pe 13 februarie, la ora 9:47 de minute, Mercur se întâlnește în conjuncție cu Venus. Mercur este încă în mers retrograd, așa că mare atenție la ce spuneți, cum spuneți, mai ales pentru femei, mare atenție la modul în care comunicați, pentru că aici apare riscul unor mici greșeli, erori, neînțelegeri. În 14 februarie, la ora 4 dimineața, Marte face aspect pozitiv de sextil cu Neptun. Și în acest fel mai ușurează puțin din intențiile războinice ale planetei Marte, pentru că Neptun este planeta care dizolvă limitele, planeta fără granițe, care ușurează și transformă totul în ceva efemer. În cursul serii, la ora 19:59 de minute, Venus face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Același tip de conversație pozitivă cu cele două noduri karmice pe care au avut-o Soarele pe 1 februarie și Mercur pe 11 februarie este reluat acum de Venus. Și în urma inițiativelor luate pe 1 și 11 februarie, astăzi pe 14 februarie, cu Venus, micul benefic aici, putem să vedem și rezultate benefice, mici câștiguri, mici avansuri în această direcție. În aceeași zi, la ora 23:39 de minute, Mercur se întâlnește în aspect de conjuncție cu Jupiter, Marele Benefic. Toate aceste aspecte ne dau un 14 februarie, un Valentine's Day foarte plăcut, foarte ușor, foarte benefic pentru toți îndrăgostiții din lume. Profitați de această energie la nivel individual pentru a repara niște relații care au fost tensionate, pentru a duce mai multă armonie și plăcere în relația voastră. Marte va fi temperat, Mercur se întâlnește cu Marele Benefic, prin urmare, orice fel de conversație în cuplu este foarte bine aspectată în această zi. Pe 15 februarie, la ora 10 dimineața, Mercur face aspect tensionat de cuadratură cu Lilith. Putem vedea aici, la nivel global, iarăși discursuri tensionate, inflamatoare, menite să creeze tensiuni. Pe 17 februarie, la ora 21:08 minute, Saturn face aspect tensionat de cuadratură cu Uranus.
Acest aspect va fi simțit 2-3 zile înainte și 2-3 zile după momentul exact al quadraturii. Saturn, guvernatorul antic al vărsătorului, discută tensionat cu Uranus, guvernatorul modern al vărsătorului. Saturn se află aici pe poziția de superioritate, pentru că el se află în domiciliul său antic, în timp ce Uranus în Taur se află în semnul detrimentului său. Prin urmare, în această zi o să vedem aici tensiuni între oamenii care țin cu dinții de trecut, de tradiție, de modul în care se făceau lucrurile până acum și oamenii care se uită către viitor, către inovație, tehnologie și metode noi de a face lucrurile, de a schimba societatea. Pe 18 februarie, la ora 12:44, soarele intră în Pești. Cu această mutare a soarelui, se mai degajează puțin din energia acumulată pe zodia vărsătorului, unde rămân doar 4 planete. Pe 20 februarie, la ora 1:00, Venus face aspect de quadratură cu Marte. Prin urmare, e posibil ca în după-masa zilei de 19 februarie și în cursul zilei de 20 să apară aici tensiuni, mai ales între femei și bărbați, între conceptul de feminitate și masculinitate, între protecție și invazie. Mare atenție la nivel personal, nu vă certați cu partenerul sau partenera de viață, țineți cont de faptul că acest eveniment astral poate să vă influențeze relațiile personale. Pe 21 februarie, la ora 2:52, Mercur își reia mișcarea directă. El va parcurge pentru a treia și ultima oară pe anul acesta intervalul care l-a retrogradat. Prin urmare, începând cu această zi până pe la mijlocul lunii martie, aveți șansa să mai revizitați anumite topicuri, teme, discuții de care v-ați mai lovit în cursul lunii ianuarie și februarie și care nu au fost rezolvate încă. 25 februarie va fi o altă zi încărcată de energie. La ora 3:51, Marte face aspect de trigon cu Pluto. Cele două planete războinice au o conversație de susținere și e posibil ca în această zi, la nivel mondial, să se poarte anumite discuții în spatele cortinelor, în spatele ușilor închise, discuții care să ducă la o rearanjare a puterii mondiale, la o reîmpărțire a sferelor de influență. La nivel personal, nu o să vedem încă rezultatele acestor discuții, rezultatele acestor aranjamente secrete, dar e bine să ținem cont de ele. În aceeași zi, la ora 15:12, Venus intră în Pești și cu plecarea acestei planete din vărsător, iarăși se mai ușurează din energia acumulată pe această zodie. Odată cu intrarea lui Venus în Pești, se vor schimba și tendințele și trendurile în modă, artă, arhitectură, design și industria de beauty. O să revină în trend conceptele de feminitate boemă, efemeră, în arhitectură și design de interior, modul în care este integrată apa în design și în artă o să pună mult mai mult accent pe cinematograf și pe film în general. În aceeași zi, seara, la ora 23, mai întâi soarele face aspect pozitiv de sextil cu Uranus și apoi Jupiter face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Aceste trei conversații pozitive vor aduce rezultate foarte frumoase pentru toți cei care sunt implicați în agricultură, mai ales în agricultura organică sau bio, investiții imobiliare, transport pe scurtă și lungă distanță, învățământ primar, secundar și universitar, filozofie, religie, călătorii. În 27 februarie, la ora 10:17, avem faza de lună plină în Fecioară, ultimul eveniment astral important din luna februarie. Luna plină în Fecioară va veni cu finalizări și cu răsplată, mai ales pe domeniul medical. E posibil, începând cu această zi, să vedem o scădere semnificativă a cazurilor de infectare la nivel mondial și să înceapă să se vadă rezultatele benefice ale vaccinării în masa populației. Și acum, hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal, în luna februarie, pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în zodia balanță.
Pentru voi, etapa de Mercur retrograd se întâmplă în casa a 5-a astrologică, pe sectorul creativității, al relațiilor de dragoste, al flirtului, al iubirii și al romantismului, dar și al relației pe care balanțele au cu copiilor. Aici Mercur retrograd poate să aducă probleme de comunicare cu iubitul, iubita voastră, cu o persoană de care sunteți interesați, cu o persoană cu care discutați sau chiar și cu soțul, soția. Mercur retrograd poate să aducă probleme de comunicare cu aceste persoane. Pentru balanțele tinere, care încă nu sunt în relații serioase, poate să aducă probleme de comunicare cu persoanele care discutați, cu un iubit, cu o iubită, cu posibil partener sau partenere. Pentru balanțele mai mature, cei care sunteți deja căsătoriți, aici e posibil să aveți probleme de comunicare cu soțul, soția sau cu copiii, dacă îi aveți. Balanțele care activează într-un domeniu artistic, în literatură, teatru, cinematografie, arte plastice, arhitectură, design, pot să aibă parte de probleme, încurcături, întârzieri în aceste domenii de activitate. Marte și Uranus în Taur vor face toată luna februarie aspect de quadratură cu planetele din Vărsător, aducând pentru balanțe o tensiune suplimentară între casa a 5-a și casa a 8-a astrologică, între relațiile voastre de dragoste și finanțele partenerilor voștri, între proiectele voastre creative și cei care vă finanțează aceste proiecte. O parte dintre balanțe s-ar putea să trebuiască să aibă niște discuții incomode cu un posibil partener-parteneră referitoare la intimitatea lor. Alții s-ar putea să aibă niște discuții incomode cu posibili investitori sau clienți pentru proiectele voastre artistice. În orice caz, aceste conversații vor fi foarte tensionate și o să le dea mari bătăi de cap balanțelor. Rețineți că până în 20 februarie, Mercur este retrograd pe acest sector de viață și poate să aducă cu sine neînțelegeri, ezitări în comunicare, mesaje care nu sunt transmise până la capăt sau care nu sunt înțelese așa cum au fost dorit să fie transmise. Prin urmare, încercați să evitați orice discuție oficială, semnarea oricăror acte sau documente până după 20 februarie, după ce Mercur își reia mersul direct. Profitați de primele 20 de zile ale lunii pentru a vă pune în ordine gândurile, astfel încât pe final de lună să puteți să comunicați clar, răspicat, fără probleme, fără subînțelesuri, exact ceea ce vreți să transmiteți. Partea pozitivă este că această casă a 5-a astrologică este susținută prin aspect de trigon, respectiv sextil, de nodul destinului și nodul karmic, aflate în casa a 9-a, respectiv a 3-a astrologică. O să aveți susținere de la oameni aflați în străinătate, de la mentori, profesori, filozofi, preoți, de la lideri de influență și de opinie, dar și de la familia voastră, prieteni, colegi, vecini, de la oamenii cu care vă întâlniți în viața voastră de zi cu zi. Toate aceste persoane vă recunosc creativitatea, talentul și vă susțin în demersurile voastre în această direcție. Faza de lună nouă din 11 februarie o să fie punctul culminant pentru toată această energie care se adună la voi pe casa 5-a. O să fie momentul în care o să aveți idei foarte multe, în care o să vreți să inițiați ceva nou, ceva care să vă dea foarte multă bucurie, fericire și împlinire. O parte dintre voi o să începeți proiecte noi, proiecte creative, foarte frumoase, care o să vă aducă foarte multă împlinire. O parte dintre voi o să vreți să inițiați o relație nouă, o să întâlniți oameni noi și o să fiți foarte îndrăgostiți. Mare atenție pentru acele balanțe care ați cunoscut deja acest potențial partener-parteneră. Înainte de 1 februarie, 11 februarie este momentul ideal să inițiați această relație, să ieșiți la întâlnire cu această nouă persoană, să faceți mari declarații romantice. Dar pentru cei care ați cunoscut această persoană doar după 1 februarie, ar fi indicat să mai așteptați până după 20 februarie ca să și oficializați relația, da? Ca să și discutați cu această persoană, pentru că atâta timp cât Mercur este încă retrograd, există aici mari riscuri de neînțelegeri, de probleme în comunicare și ca lucrurile să nu iasă așa cum v-ați așteptat.
Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, profitați de toată această energie pe casa a cincea pentru a readuce un suflu nou de pasiune și de iubire în relația voastră. Dacă vreți să mergeți undeva cu partenerul sau partenera voastră, încercați să planificați orice călătorie, orice ieșire după data de 20 februarie, când Mercur va fi iarăși în mers direct și când sunt mai puține șanse să aveți probleme cu mașina la drum. Faza de lună plină din 27 februarie se întâmplă pentru balanțe pe casa a 12-a astrologică, pe subconștientul vostru, zona în care puteți să vă eliberați într-un final de anumite blocaje karmice, de anumite blocaje mentale și de asemenea puteți să vă eliberați de anumite boli fizice de care suferiți de mult timp. Este un moment foarte bun pentru sănătatea balanțelor, un moment în care puteți să vă puneți ordine în viață și acele balanțe care au avut grijă de corpul lor, care au ținut o dietă, au urmat un tratament sau o terapie, pe finalul lunii februarie vor vedea din plin rezultatele pozitive ale acestui efort. Per total, o lună foarte interesantă pentru balanțe, o lună foarte romantică și cu foarte mult potențial pozitiv. Hai să vedem care este energia lunii februarie pentru cei care aveți zodia, luna natală, ascendentul sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în balanță. Pentru voi energia acestei luni este cea de Uranus în casa 7-a în Rac. Schimbări radicale, neașteptate, neprevăzute în relația cu partenerii de afaceri, dar și cu partenerii voștri de viață. Aici cu casa 7-a în Rac, vedem că balanțele o să-și dorească în luna februarie o relație mult mai afectuoasă, mult mai apropiată, mult mai intensă din punct de vedere emoțional. Cei care sunteți deja în relații de lungă durată o să fiți mai afectoși, mai sentimental, mai siropoși în luna februarie și o să vă doriți ca și partenerul sau partenera voastră să fie așa. Cei care sunteți singuri, e posibil să cunoașteți o persoană foarte emotivă, foarte implicată emoțional, foarte sentimentală, foarte romantică, dar acest partener sau parteneră care poate să apară în viața voastră va veni într-un mod neobișnuit, neașteptat, ieșit din comun. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, puteți să aduceți un suflu nou în relația voastră, să planificați împreună cu partenerul sau partenera anumite activități mai ieșite din comun, să mergeți în locuri mai excentrice, să reaprindeți flacăra pasiunii între cei doi parteneri. În parteneriatele de afaceri, balanțele o să pună foarte mult suflet, o să ia lucrurile foarte personal, mai ales atunci când anumite răsturnări de situații vă dau peste cap toate planurile. Pregătiți-vă pentru că aceasta este energia lunii și cu Uranus în joc, orice este posibil. Fiți pregătiți pentru neprevăzut, pentru imprevizibil, dacă se poate spune așa. Și acum hai să vedem de la cărțile de tarot niște clarificări suplimentare pentru cei care aveți zodia, luna, ascendentul sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în balanță. Cinciul de săbi, cavalerul de bâte și pajul de bâte. Ok? Interesant. În primele 10 zile ale lunii, balanțele trebuie să se pregătească aici pentru o confruntare. Pentru o mică parte dintre voi s-ar putea să fie vorba de o confruntare fizică, dar pentru majoritatea e vorba de confruntări intelectuale, de diferențe în opinii, de divergențe, de gusturi, idei și concepte diferite. O să aveți ciocniri cu oameni care gândesc diferit de voi, care văd viața într-o lumină diferită. Dar țineți minte că aici, chiar dacă aceste două săbi sunt încrucișate, se ceartă, sunt în conflict, avem în jurul lor trei săbi care le observă. Așa că fiți atenți la felul în care vreți să duceți acest război, că e unul fizic, emoțional sau intelectual. Nu luptați murdar, pentru că sunt aici niște persoane care stau pe margine și vă observă și mai devreme sau mai târziu o să aveți nevoie de suportul, de înțelegerea lor. În urmare, este foarte important aici în prima parte a lunii, mai ales în primele 10 zile ale lunii, atunci când cineva vă contestă autoritatea sau încearcă să vă scoată din sărite, voi să fiți calmi și diplomați, să demonstrați mai multă maturitate. Și indiferent de care parte ieșiți, dacă la finalul acestei confruntări de idei
o să ieșiți învingători sau învinși, cel mai important este să plecați din această confruntare cu integritatea intactă, să nu vă înjosiți, pentru că Mercur retrograd în prima parte a lunii poate să vă pună foarte multe piedici în cale, așa că aveți grijă, fiți precauți. La jumătatea lunii avem deja o cu totul și cu totul altă energie, o energie focoasă, pasională, a cavalerului de bâte. Mijlocul lunii este momentul ideal să vă canalizați toate energiile în finalizarea unor proiecte, mai ales dacă aveți în derulare ceva proiecte creative. O să aveți suficient foc aici în spatele vostru ca să duceți la bun sfârșit orice activitate, oricât de grea, oricât de multă energie v-ar consuma. Mai ales în jurul etapei de lună nouă din Vărsător, balanțele o să aibă aici atât de multă energie, în jurul datei de 11 februarie și toată săptămâna după această zi, încât o să puteți să lucrați aproape non-stop, o să simțiți că nici măcar n-aveți nevoie de odihnă, nici măcar n-aveți nevoie de somn. O să fiți foarte entuziasmați, foarte energetici, foarte creativi și pasionali. Canalizați toată această energie în scopuri productive, pentru că, de asemenea, în spatele acestei cărți există riscul să vă consumați pe interior, mai ales dacă nu reușiți să treceți peste acest conflict de la începutul lunii, pe mijlocul lunii o să ardeți ca un chibrit. O să vă inflamați din orice, o să fie o tensiune explozivă în jurul vostru. E foarte important să găsiți aici anumite proiecte creative pe care să vă canalizați toată această energie, toată această tensiune nervoasă, folosiți-o în favoarea voastră, folosiți-o ca să vă atingeți țelurile, ca să finalizați anumite lucruri pe care le planificați de mult timp. Spre sfârșitul lunii vedem aici că energia mai scade puțin, încă rămâne acest entuziasm și această pasiune, dar se eliberează puțin din această tensiune. Iar cei care aici pe mijlocul lunii ați reușit să vă canalizați energia în scopuri pozitive în favoarea voastră, aici pe finalul lunii o să aveți parte de niște rezultate fabuloase, rezultate materiale, fizice ale efortului vostru. Este foarte important să nu uitați toată luna să vă păstrați curiozitatea și spiritul de aventură. Este decizia voastră dacă o să vă raportați la aceste greutăți, la aceste obstacole pe care vi le pune viața în față ca la niște lucruri negative sau ca la niște oportunități de a găsi metode creative pentru a îndeplini ceea ce voi doriți să faceți. Atunci când viața îți pune un munte în față, este alegerea ta dacă privești acest munte ca o greutate, ca o corvoadă pe care trebuie să o escaladezi sau ca o nouă aventură în calea ta. Alegerea este a voastră. Aveți liberul arbitru, faceți alegerile înțelepte. Și înainte să finalizăm această etalare, acest video, vreau să vă scot și un card din aceste carduri Puterea Gândului ca să vă las cu un gând frumos de final. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Bineînțeles, vă readuc aminte că pentru un mesaj cât mai complet, pentru a vedea imaginea de ansamblu cât mai complet și mai corect pentru voi, ar trebui să vă uitați și la videoul pentru ascendentul vostru, pentru semnul zodiacal în care aveți luna sau o aglomerare de 4 sau mai multe planete în harta natală. Și acum hai să vedem mesajul pentru balanțe. Pentru luna februarie este următorul. Pe măsură ce eu spun da vieții, viața îmi spune da. Viața mă oglindește fiecare gând. Pentru că mențin gânduri pozitive, viața mi-aduce numai experiențe pozitive. Exact ce vă spuneam mai devreme. Universul, divinitatea, viața nu vă pune în față greutăți. Din punct de vedere al universului, al divinității, nu există greutăți, greu și ușor. Există doar evenimente. Voi sunteți cei care dați acestor evenimente, acestor încercări calificativul de un lucru bun, un lucru rău. Voi luați decizia dacă muntele din fața voastră este o corvoadă sau o aventură, dacă e o greutate sau șansa să vă luați o vacanță. Luați decizia înțeleaptă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!